Dubai, Dubai. E adevărat. N-am bani pe YouTube. Sunt pe minus. Acolo. Uite să vezi cât am făcut în YouTube, acum nu lasă să mă arăt. Uite, titlu. Minus 250. Ăsta a făcut bani invers, mă. Câți bani a făcut acolo din YouTube? Nu tu ia bancă pe ăsta. Copii! Ai rup copie! Ia un ce primit. Am primit un desfăcător de bere și un săpun furat în tren. Uite, el mi l-a dat. Ia să-l dăscă. Ai rup copie! Ai rup copie de tot! Ai rup copie! Tu pe aici. Băieții au venit, băieții cu bicicleta au venit din Sinaia, nu? Da. Hai să trăiești. Hai, tatăl meu. Ai flut? Dau flash! Deci la tare se iau bicicleta să capea pe partea. Suntem zi pe aici. Știi cum ai pe drum? Băi, filmează cu atât mai puțin alte persoane că stau mult să tai. Glumea, mă. Want to speak real English from your first lesson? I am from England. I don't know. I speak very good Anglia, but this is very awesome. No. I have a... My friend, do you speak Londonese? My friend, do speak good English? What? Do you speak in your head? In my head? Yes. Let me relate to you. Okay, tell me. I'm grown in a very small city known as Giurgiu, yeah. With my father Marianne and my mother Constanța. Yeah. Don't tell me what last time when I'm a fly, because they know last time. So, yeah, zici că ești pomelo la față. Zici că sunt panică la față. Zici că sunt obis de bucată la... Bucată! Așa zic! Ia bucată! Ce poți de frântire? Vă spune mâna, ai nările alea să-ți bagi doi eugenii pe nară și de mâna care uite știu ce năr să mă la... Dar pungile alea de la Mega. Asta nu? M-am jucat un joc și mi-a pus Black Bar și a rămas așa. Nu poți la ce bun, ai dormit în coi blanc. Poftim? Băi, nebunule, când ai văzut pe una, ai scam fără găina, mă, nebunule, care ești. Ară, fane, când am văzut găina, am mâncat o sensă la din dăni, ești nebun la cap. Ce vorbești, mă, să mă? Ai făcut o de genunchi de televizor. Nu l-ați luat la scandal, având 45 de kilograme, frica caprilor. 45 de kilograme pe un braț? Venind în spaima bacteriului. Inii pantelii bun! Mână de aur! Și se pregătește de lungă în Anghia. E, să mă conțuie din dreapta, din mine, din Gheorghe, din o familie. Mai așa, se pregătește și într-o șeră. Ivo! Nu are cinci lei. Sunt cangurii mei. Rămâne doar tot. Dă-i. Scandomberg. Gata? Hai! Uite-te la ochii mei, tu ești gata? Ești negativ, Marta? Ești negativ? Ești? Hai, mă, trage! Ia banii înapoi, nu mă mai știu. Bună țara, băi, prostule, băi! Ceasul! Finisher! Am câteiat! Chiar nu este ceea ce credeai, jur. Eram aici doar să văd cât de mare este geamul, să-mi pun și la mine la apartament geamul ăla. Chiar n-am făcut nimic. Eu acum plec. Ok. M-a prins. Misiune încheiată. Partea a doua, a treia încercare. Cer să mă rog. Băieți, ce ne jucăm? Ne jucăm Atlas? Ne jucăm Atlas, hai să ne jucăm Atlas. Ea este Valentina. Bună, Valentina! Bună dimineața! Hai să facem un mini-interviu cu o fată, doamnă și domnule. Să vă arăt cam cum ați putea să cuceriți o fată, dar eu nu cred că am șase, dar decât atât. Doamnă, domnișoară, scuzați-mă, am greșit. Niciodată, doamnă, că e mică. Așa, mă, ai peste 18 ani?
24. Cam cum ați vrea să arate un bărbat? Ce-mi plac femeile? Foarte frumoase unghiile, dacă mi le dai pe pimine, mă despici. Nu e decât unghii atâta. Mamă, ce prestanță, ce eleganță. În momentul acesta, această femeie vrea să impresioneze bărbații stând în această poziție precară. Precară? A căzut pe parte. Bună! Nu contează cu mizerie. Și? Stăm așa? Ce facem? Alexandru, uite-ți. Cum? Uite așa. Pentru părinții tăi. Eu ce fata dăm faghem ascultător. Deci am ascuns. Eu știu piesa pe de rost. Pe de rost. A pe de rost. Ai orice fata, dăm faghem ascultă tot. Ma, dai, dai asta. Oare ea de 24? Valentina Lungu. Cum te cheamă? O cheamă Valentina Lungu? Eu sunt Marius Curtu. Revenim. Ea este un... O youtuberiță, având câți abonați? Mai mulți ca mine, câți ai? 382 de mii? Are mai mulți ca mine, cavaș, are mai mulți ca mine. Da, facem vlog, o să facem vlog împreună. Când? Promiți? Curând? Promiți. O să vadă și, o să vrea și băieții. Băieți? Promiți să-mi iau ceva de cupat. Nu de coltat, de cupat. Ca colanții mei de azi. Asta e o mișcare gen... Da! Eu zic să închizi că consum baterie degeaba. Nu, mai am două. A, da, dă-și-mi iau. Doctor, avem? Nu ai spus să-ți dau una? Nu. A, baterie? Mamă, cât am vrut să ai, jur. Lasă-mă că știu ce-i în cap. Ok. Hai, mutilează la mână sau la gură. Și acum o să fac pasta. Vreau să zic că au fost niște zile, bă, stați puțin, că nu vreau să mai fac vlog în gât. V-am promis că nu mai fac vlog în gât și să ridic aici ecranul ăsta ca să mă văd. Bun. Am promis că... Am luat camera asta ca să facem un vlog, m-am simțit extraordinar la oamenii ăștia aici, deși am fost foarte, foarte mulți youtuberi, am fost invitat de Caius, m-am simțit extraordinar și vreau să vă arăt o priveliște. Bă, e extraordinar. Este extraordinar aici. Deci, oameni buni, o să plecăm pe echipe chiar la Brașov. Nu mai mergem la Brașov. Mergem la Sinaia, nu mai mergem la Brașov. O să șterg vlogul, o să nu mai contează. Mergem la Sinaia. Aceasta este prima echipă. Echipa Cristina Almășan. Online. Hello, hello! And Ghiduș, ce părere ai despre zilele în care noi am stat aici? O părere așa. A fost extraordinar, nu pot să descriu un cuvinte. Dar ce ai făcut? Ai închizit WC-ul? Nu te-am mai zis, un om din Georgia care a trecut în Bulgaria. A trecut în mama aia. Ce frică de azi. Asta e puțin, că în echipă s-a... Cineva mi-a pus mâna pe curte în cutesă și s-a rotulat și Otnela aici în mașină. Otinela. Manela. Manintela. Pleacă pe un traseu acum, nu vine cu noi. El este conducătorul acestui vapor. El este conducătorul acestui vapor. Mamă, lasă-ți dau cu el. Lider de grup. Bă, nu mai avem bani, mă, frate. Ești ultima speță de om. Oameni buni, mi-am găsit dragostea și este chiar aici, pe terasă. Ai floci? Și bineînțeles, mașina noastră formată din CBR, Denisa, Pupi și Andreas. Cine stă în față? Tu! Nice! Not bad. Ce părere ai despre cabana, despre... Foarte frumos aici la Caius. Mai venim oricum. Not bad. Mulțumim frumos că ne-a chemat. Ne-am distrat super tare. Deci niște oameni denotați 10.000. E puțin spus. De obicei când ne vedeți cu fețele astea, înseamnă că ne-am distrat pe bune. Ales de valea asta, cu arăt pe care o coborâm. Glumesc, conduce CBR.
Ghidul s-a luat în față, bineînțeles, și ne-a dat locația unde trebuie să mergem să mâncăm și ne-am trezit că suntem pe munte, măi, oameni buni. Unde ne trimit? Suntem în pădure. Atenție, pericol, urși. Pe bune? Mă trebuie să covar urși acum și sare pe mașina noastră. Ce drăguț! Uitați-vă unde sunt. Pa bune! Pa bune! Ce drăguț! Eu vreau să văd în ursule, n-am văzut niciodată. Te omoare, luptă în gură de foame, mănâncă copaci! Îl iubesc, o să-l iau și o să-l pup așa. Da, îl iei și-l pup după ce te mănâncă. Să mă mănânce! Săra! Tu nu... Cineva vede camera, se uită da, băi, suntem... La ce cotă suntem? 1400? Da. Ce-o fi găsit ghidul și mâncați așa curat? Trebuie găsit ursul. Dar ce mâncă la 1400, ești nebun la cap? Cum au măia mâncare acolo? Aia e problema. O aduc elicopterul? Păi, dacă mai mergem unul, ne întâlnim cu neamarii în pădurarul. Pe bune vorbesc. Bine că nu e palaș în mașină, că după aia ne întreba de unde lua lemnele astea. Stați, știți? Încă urcăm. Băi, ghiduși, unde ne-ați bă să mâncăm, băi, omule, pe Himalaya? Doamne, pe muntele cu guruștuc? Băi, mergem de jos, băi, ghiduși! Unde mâncăm vreodată el? Ce-a venit cu elicopter? Unde? Băi, oameni buni, ne-a dat ghiduși Waze-ul, ne-a dat toate alea. Ce credeți? Priviți acolo, steagul Americi. Am ajuns în America, oameni buni. Bă, stai, nu-i sănăt. Unde ne-a dus, mă, frate? Bă, ăștia nici POS n-au mâini nebun la cap aici. Bă, eu acolo nu urc, așa că trebuie să mă pe jos. Uite, ce cuțit! Hai, Denis. Hai la cuțit! Ba să ți-a că tu să urc pe urc și eu, că nu pot să la fete. Bă, să știți că acum nu prea mai regret. Arată bine. Ia. Au! Șa! Băi, cum ai urcat, mă, omule, cu leu? Vine leu încoace. A plecat leu, mamă, e un tigru aici, ești nebun. Jesus. Ok, nu-l bag în seamă. M-am rascat, nu-l bag în seamă. Nu-l bag în seamă. Unde ne-ați văzut, mă, la grădina zoologică? Aile! Cum e să mă duci la cota 4000 să mănânc o ciorbă? E pieptul de, e pieptul de pui himalanian, 85 de lei un piept de pui. Ia-mă, cum fac eu glume, cum fac eu glume? Deci face așa gluma, da? Zice, băi, uite acolo, mă duc pe munte, ești cotare. Și tu râzi după aia, chiar dacă nu știi ce a zis, da, vezi că ai înghițit rubeta viața mea. Dar cine a venit? Cine? Cine-i spus că a venit? Legea șaman. Ia! Ken poate să dispară. Ia, bom! Ia zici una, că se mâncuia la fica ăștia. Eu vreau un piept de pâine. Acum la mamă răie, m-a zbar. Mă rupe la fica. Oamenii de la pensiune, să știți că eu nu sunt vinovat de furarea unui câine. Oamenii ăștia vor să fure câinele. Eu și cu Otnela, noi nu vrem să furăm câinele. Noi vrem să stea câinii la părinții lor. Câinii la părinții lor. Dacă cumva a dispărut un câine, l-a furat ghiduș, că era... Pomiță! L-a băgat separime. Separime? Mă, dar bine, bună. Când a fost bună mâncarea? Păcat că a fost... Nu mai vreau să zic cât a fost. Fric! Mai bine ne puneam aici în cură și mâncam din copacul ăsta. Dar asta este, n-avem ce să facem. Ghiduși, frate meu, când o să pleci de aici, o să creadă lumea că ai băgat câini în burtă. S-a coș acolo, are câine, are trei. Papa, domnul câine, papa, doamna câine, papa, mama câine. S-au băgat câinii sub mașină. Ne vedem la București, acum plecăm, au fost chestiile minunate. Papa, Otnela! Papa Manela. Pa! Și mie de curto. Stai, ce? Și da, băi, oameni buni. Am ajuns acasă, este undeva la ora 9 fără un sfert. Am dormit tot drumul, nici nu știu când am ajuns. Și a fost o experiență de neuitat. Omul ăsta care ne-a invitat acolo cu mare, mare căldură. Ne-a simțit extraordinar, ne-am distrat, a fost tot ce trebuie. Și cam asta a fost vlogul. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Vă pup și vă iubesc.